În săptămâna 29 de sarcină, bebelușul are aproximativ 39 de centimetri și cântărește cam 1 kg și 200 de grame. Dacă este băiețel, testiculele au coborât în scrot, iar dacă este fetiță, clitorisul e destul de vizibil și de proeminent pentru că labiile mici încă nu îl acoperă. Mușchii și plămânii continuă să se maturizeze, iar capul micuț e din ce în ce mai mare pentru a face loc dezvoltării creierului. Oricum, s-a maturizat într-atât încât poate deja să ajute la reglarea temperaturii corpului. Începe să facă tot mai multe rezerve de grăsime albă, cu totul diferită de cea până acum, care îl ajută pe copil la reglarea temperaturii corpului. Grăsimea albă este sursă de energie. Oasele sunt încă moi. În ultimul trimestru de sarcină sunt o prioritate. În consecință, bebelușul o să tot ia calciu de la tine, cam 250 mg pe zi, ca să își întărească oasele. Așadar, mămico, ai grijă să ai o sursă sănătoasă de calciu în hrana ta zilnică. Dintre a 29-a săptămână de sarcină, creierul puiului tău intră într-o dezvoltare accelerată împreună cu mușchii, plămânii și organele de simț. Acum bebelușul percepe aproape toate sunetele din jurul lui, ba chiar unii experți spun că ritmul lui cardiac se accelerează la auzul vocii părinților. De astfel, cel mic va reacționa după naștere, oprindu-se și fiind atent la muzica și poveștile pe care le-a ascultat începând cu această perioadă. Deși bebelușul este mai puțin activ, indiferent cât de mult mâncați, el va cere și mai mult, ceea ce îți poate provoca o stare de oboseală și o senzație continuă de foame. În a 29-a săptămână de sarcină, cel mic poate deschide ochii și întoarce capul spre o sursă de lumină puternică aplicată direct pe burtică. Unghiile și straturile de grăsime de sub piele continuă să crească și apar expresiile faciale, cum ar fi zâmbetul sau grimasele. Principala preocupare rămâne acumularea de grăsime. Mișcările corpului sunt viguroase și frecvente. Specialiștii spun că în acest moment al sarcinii, un copil sănătos trebuie să se miște de cel puțin 10 ori pe oră. Dacă numărul loviturilor este mai mic, nu înseamnă că este o problemă, dar acest detaliu trebuie să ajungă la urechile medicului tău. În cursul săptămânii, copilul mai face o descoperire. Va învăța că poate comanda mișcarea mâinilor și a picioarelor și că fiecare membru se poate mișca independent de celălalt. Creierul copilului face primele teste în ceea ce privește capacitatea de control a proceselor de termoreglare. Poți testa dacă cel mic vede. O lumină puternică așezată într-o parte a abdomenului poate termina o mișcare bruscă a copilului. Este semnul că reflexul de a întoarce capul spre sursa de lumină este activ și dovadă că micuțul tău vede. Oasele continuă procesul de osificare, iar țesutul este încă moale. Copilul începe să acumuleze calciu, fosfor și fier. Primele două minerale intră în structura osoasă, iar fierul este implicat în procesul de producere al globulelor roșii din sânge. Printr-un reflex complex, copilul declanșează în organismul matern un întreg mecanism care face glandele mamare capabile de aici încolo să fie gata în orice moment să declanșeze secreția lactată. Ești în săptămâna 29 de sarcină, iar uterul tău a ajuns la 10 cm sub buric. Te-ai îngroșat aproape 12 kg și nu prea mai ai cum să ascund sarcina, indiferent ce haine ai purta. Pentru cele dintre voi care încă nu s-au gândit deja la momentul nașterii, la dureri sau la alte lucruri mai puțin plăcute, a venit momentul să o faceți. Încercați să aflați cât mai multe lucruri despre taravaliu și despre ce urmează să se întâmple în sala de nașteri. E posibil să experimentați arsuri stomacale în această săptămână, ca să nu mai vorbim de dialogul pe care o să-l stabilești cu cel mic prin intermediul loviturilor în abdomen. Dacă ți se pare că ceva din comportamentul lui nu este în regulă, adresează-te unui specialist de urgență. Îți vom lăsa câteva sfaturi de sănătate pentru sarcini. Porționează-ți mesele zilnice și evită gustările copioase. În acest fel, cel mic va primi doar nutriente care are nevoie la intervale de timp regulate. Fă sport, alternând exercițiile pentru brațe cu cele pentru picioare și trunchi. Nu alerga, deoarece mișcările de acest gen îl vor incomoda pe cel mic. Încearcă o serie de întoarceri și răsuciri, flexii ale antebrațului pe braț și ale gambei pe coapsă, plus rotirea capului de la stânga spre dreapta și invers. Alăptatul este un lucru extrem de important în dezvoltarea intelectuală a celui mic. Un studiu a revelat faptul că bebelușii alăptați la sân au un IQ mult mai mare decât cei hrăniți cu produse din comerț. Laptele matern elimină colicile, reduce predispoziția la alergii și este o sursă necesară de anticorpi. În plus,
Alăptarea o ajută și pe mama să slăbească, o singură ședință de alăptare fiind echivalentă cu 30 de minute de alergat prin parc. Constipația este o problemă frecventă în săptămâna 29 de sarcină. Nu neglija această problemă pentru că eforturile unei defecații dificile pot provoca ruperea apei sau contracții premature. Nu lua laxative sau alte medicamente fără să consulți medicul. Mănâncă fructe, cum ar fi prunele, fibre și ai grijă să ai o nutriție adecvată și pe mișcare. Da, știm că ești epuizată, că nu mai ai răbdare, dar mișcarea este foarte importantă pentru a evita creșterea excesivă în greutate. Îți recomandăm înotul sau un curs prenatal unde ai parte și de exerciții fizice adaptate pentru graviduțe. Dar mare atenție! Ce este mult, strică! Nu exagera cu mișcarea și consultă medicul regulat. Mâncați 2400 de calorii pe zi, continuați să vă hrăniți sănătos consumând lichide și fibre multe. Aveți timp mai târziu să slăbiți. Gândiți-vă că trebuie să creșteți în burtică un bebe sănătos. Asigurați-i tot ceea ce are nevoie ca să se dezvolte corespunzător. Cum stai cu fierul? Cel mai bine procur fierul din alimente, dar dacă nu reușești, discută cu medicul dacă ai nevoie de un supliment de fier. Pe de altă parte, fierul poate fi cauza constipației. Ești obosită și viitorul tătic trebuie să înțeleagă acest lucru. Deci tăticul, pe lângă suportul moral, trebuie să preia din ce în ce mai multe activități casnice. Știe să calce? Este bine să discuți cu tăticul, să-i împărtășești din stările tale. Dacă bebelușul mișcă, roagă-l să pună mâna pe burtică, poate prinde și el o mișcare. O să fie cu siguranță emoționat. Dacă mergi la cursuri de graviduțe, caută unul la care participă și bărbații.